Stribla în studioul Europa FM pentru că pregătim rațiunea zilei. Din acest moment suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cătălin, bine ai venit. Salutare, mă luați un pic melancolia cu piesa asta. Cine cânta? Imagine Dragons. Imagine Dragons, se numește Birds. Pe de altă parte, nu știu dacă ascultai Drumul cu Prioritate de mai devreme, ce am spus mai devreme, că s-a descoperit peștele care zâmbește. L-am văzut, da, știu. Îl cheamă Smiley și trăiește undeva prin insulele Canare și este colorat așa în steagul, în culorile steagului României. L-am văzut, am pus și eu pe blog și sunt mai multe fotografii acolo. Ai văzut și păsările alea două care împart niște pești? La păsări n-am ajuns încă, dar mă gândeam că bine că peștele ăsta, Smiley, nu trăia în Dâmbovița și nu trăiește în Dâmbovița, că e clar că nu se inaugura metrou astăzi. Și apropo, au început să apară mesajele astea pe newsfeed-ul din Facebook-ul meu, că s-a luat curent în Drumul Taberei și toată nu cred. Lumea dă vina pe metrou. Da, și mi-a scris cineva pe WhatsApp că nici în Rahova nu mai au curent. Aici și ăla e în apropiere de Drumul Taberei, deci aia zic, o fi metrou. Au dat drumul la metrou și au tras tot curentul, erau băgați, cum să zice, neoficial, să legaseră ei la o sârmă la... Da, măi, au underground, știi? Deci... Da, n-are cum, da, nu se poate, e un banc. Nu știu, chiar aș vrea să-mi confirme ascultătorii din Drumul Taberei dacă au curent sau nu la ora asta. Eu v-am spus de ieri, bă, marți, nu vă băgați marți la inaugurări, nu-l chemai și pe președinte. N-ai de unde să știi, da, ce se întâmplă. Eu am venit cu tot și cu alte vești proaste. Da? Păi da, hai să înceapă rațiunea zilei. Ok. Ce vești ai venit, Cătălin? Da, se întețesc relatările legate de un început greu, poticnit, dacă nu de-a dreptul nereușit, al școlii online, Radu. Foarte multe probleme, ai auzit și mai devreme la știri o doamnă învățătoare povestind în dialog cu Anca Grădinaru și eu adun propriile mărturii, mă uiți pe Facebook, mă uit la ce scrie presa. Lucrurile sunt varză, așa s-a exprimat doamna, am ascultat-o la știrile Europa FM. Hai să încercăm să clarificăm un pic situația. Deși în multe locuri din țară sunt scenarii verzi, din cauza condițiilor meteorologice sau spune-le cum vrei, școlile au fost nevoite să împartă copiii în două. Acolo unde sunt scenarii galbene, de la sine înțeles, copiii au fost împărțiți în două. Adică în unele clase trebuiau să stea acasă o parte dintre copii și să facă ore online. Relatările pe care le primim în ultimele 24 de ore arată că aceste ore online în foarte multe situații nu au loc. Cauzele sunt diferite. Ori nu au cu ce, și aici e de înțeles că e foarte multă lume săracă și nu poate să-și cumpere un dispozitiv acasă de genul acela. Dar nu erau 500.000 de tablete date de guvern? Promise astă vară, în realitate ele nu au fost cumpărate decât în parte și se vor cumpăra 70-80.000 și de-abia a început procesul de distribuție și așa mai departe. Guvernul a spus, domnule, am scos, plătim noi o sumă foarte mare să decontăm 500.000, fie că sunt cumpărate de inspectorate sau autorități locale și așa mai departe, au spus ei în această situație. Lucrurile nu s-au mișcat peste tot. Sau, în altă parte, s-au mișcat, dar fără cap, dacă mă întreb. S-au mișcat la primării, vei să spui. La primării, da. Primăria sectorului 1 a cumpărat, stai că-ți spun imediat, 48.000 de tablete, da? Cel mai bogat sector din țară. Evident că le-a cumpărat, a dat 76 de milioane de lei că nu a mai făcut licitație, nu a spus public numele firmei cu care s-a făcut cumpărătura asta. Tabletele scumpișoare la 1600 de lei bucata, scumpișoare, adică e o tabletă bună. Și atenție, aici primăria împarte, de exemplu, tablete la toți copiii. Eu așa au zis, domnule, toate drepturile copiii sunt, dar nu toți copiii au nevoie de tabletele astea, să fim sinceri, mai ales în sectorul 1 al capitalei. De aceea rugămintea mea, sfatul meu este acolo unde nu e nevoie, lăsați-o pentru un copil care poate chiar are nevoie. Dar ăsta e un caz fericit, unde e prea plinul. Adevărul este că între 100 și 250 de mii de cazuri, că n-a putut să zică nimeni, sunt copii care fac online. Acolo ce se întâmplă? Ori nu au tablete, spuneam, ori din școală nu este internet, dacă sunt și astfel de cazuri. Ori internetul nu merge cum trebuie și atunci, sau profesorii, că am primit și această relatare care pe mine mă rănește profund, sunt profesori care nu vor să facă ore online. Nu vor, dar cum motivează? Dom'le, suntem înregistrați, noi nu vrem să apărăm în public de natura asta și așa mai departe. Am primit astfel de relatări despre care eu cred că sunt îngrijorătoare. Și aici m-am dus un pic în timp. Noi, ca să cumpărăm niște tablete,
am avut destul timp. Și o să împar și vinovățiile, ca să fie foarte clare. Guvernul putea să dea bani și să cumpere tablete, știa că se va întâmpla acest lucru încă din luna martie. Nu a făcut-o. Eșec absolut rușinos și dezastros. Dar păreau foarte liniștiți și foarte siguri pe ei când ieșeau la televizor și spuneau: da, domnule, stați liniștiți, vor fi, avem timp suficient. Avem 10 zile au dat-o afară pe doamna de la achiziții publice, care a zis: domnule, e un proces foarte complicat, că e o cumpărătură foarte mare. Negreșit, trebuia să vă descurcați. Nu există niciun fel de scuze. Doi la mână, primăriile care trebuiau să aducă internet în școli, dar și tablete pe de altă parte, acolo unde exista posibilitate. Dacă tu în ultimele 6 luni n-ai reușit să aduci internet în școală, mie mi se pare rușinos. Trebuiai să aduci tot felul de instalații, cu tot felul de chestiuni, că borduri sau panseluțe, dacă puneam undeva în România, asta vă ieșea complet. Deci la chestia asta ne potrivim de minune. Dar crezi că există problema asta cu internetul și la școlile din orașe? Sau doar la cele există această problemă și la școli din București, da? Nu numai din orașe, și la școli din București, da? Acolo unde s-au făcut contract și unde crezi că ești în buricul târgului, dar există această problemă negreșit, este relatată de mulți oameni chiar și în București, deci nu a scăpat nimeni. Și, desigur, corpul profesoral trebuia să-și rezolve în interiorul său această problemă delicată și complicată și lămurită. Spunând: domnule, uite, de exemplu, eu n-am chef să fac, sau nu știu, care e opțiunea mea. Nu există această opțiune. Opțiunea există doar de a face. Și încă un lucru. Toată lumea care lucrează într-o școală sau într-o primărie sau primarul sau respectivii trebuie să informeze părinții despre ceea ce se întâmplă. Mi-au fost descrise situații de un haos desăvârșit în care părinții nu știu de ce copiii lor nu fac școală în momentul ăsta. Deci fiecare copil care este lăsat în afara școlii și trimis pe o tabletă în acest moment, sau nu fiecare, să zic, mulți dintre ei sunt discriminați și nu le sunt respectate drepturile. Asta nu e o situație acceptabilă. Încă o dată, guvern, primari, consilieri locali, director de școală, profesori, aici sunt responsabilitățile dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați-l, pentru că noi, ca societate civilă, facem diverse lucruri și suntem în stare să facem multe pentru copiii noștri. Dar în momentul ăsta trebuie să ieșiți să ne spuneți de ce sunteți în preajma unui rateu fundamental, care, atenție, nu mai merge cu aruncatul pisicii, pentru că vedeți dumneavoastră și azi și mâine și poimâine, să spun. Ăștia sunteți toți. Îi repet. Guvern, domnule ministru, doamna ministru, doamna secretară de stat plecată în campanie electorală, fiecare primar, fiecare președinte de Consiliu Județean, consilier local și profesori. Nu aveți unde să vă duceți, să vă ascundeți. Rezolvați-o. Trist este, Cătălin, așa cum spuneai și tu, pentru că a fost suficient timp la dispoziție pentru a se rezolva toate aceste lucruri. Guvernul să facă rost de tablete, profesorii să se obișnuiască cu faptul că vor apărea live într-o transmisiune pe Zoom în lecțiile cu copiii. Da, deci era timp suficient pentru toate aceste lucruri, ca toate aceste lucruri să fie puse la punct. Din păcate, uite, am primit un mesaj în timp ce discutam cu tine. Ne salută cineva din sectorul 5. Școala online nu se poate desfășura din lipsa echipamentului de transmisie, cameră, laptop și așa mai departe. Cei care merg la școală transmit celorlalți pe WhatsApp lecțiile. Da, și sectorul am văzut, 5, București. Da, și am văzut în comuna Bivolar că ne lovim de o situație și mai absurdă. Acolo copiii își trimit temele cu plicurile, cu niște genți la școală într-o comună mare din județul Porumbei Voiajori. Da, exact. Mulțumesc, Cătălin. Asta e situația, sper să nu mă întorc și mâine cu subiectul ăsta. Crezi că deci se rezolvă de azi pe mâine? Nu cred că se rezolvă. M-am enervat foarte rău din punctul ăsta de vedere, pentru că de prea multe ori a sunat telefonul astăzi și prea multe mesaje am primit în acest sens. Este absurd și nedrept. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm mâine la România în direct de la 13 și un sfert. De găsit rațiunea zilei de astăzi și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, însă și pe site-ul nostru europafm.ro. Viața s-a schimbat peste noapte. Ne-am trezit într-o realitate pe care nu ne-am fi imaginat-o vreodată. Ne credeam puternici sau chiar stăpâni ai universului. Dar ne-am trezit că suntem fragili. Atât de fragili în fața unui simplu virus. Da, un simplu virus care ne ține la distanță unii de alții. Viața s-a schimbat și toți
simțim povara acestor vremuri. O simțim și o vedem peste tot. Și nu are granițe. Dar mergem înainte convinși că va fi bine. Împreună avem puterea de o lua de la capăt, de a ne reinventa. Ce am învățat până acum în această perioadă altfel? Am învățat să prețuim lucrurile mărunte, pe care le ignoram adesea, sau pentru care nu găseam timp niciodată. Și am descoperit câtă vreme am stat departe unii de alții, dar mai aproape ca niciodată? Am descoperit că ne putem adapta gândurile, planurile. Și cel mai important, am descoperit noi motive pentru a ne bucura de viață zi de zi. Viața s-a schimbat. Europa FM rămâne pe aceeași frecvență cu tine. Cu muzica, știrile și vocile care contează.